Vă spuneam în recenzie că voi testa și câteva jocuri, voi face gameplay-uri. Voi testa doar două jocuri. Este vorba de Deer Hunter 2014 și FIFA 2014. Trebuie să rețineți că pentru a instala mai multe jocuri pe acest telefon, mă refer la jocurile de dimensiuni mai mari, aveți nevoie neapărat de un card SD, pentru că memoria telefonului este de 4 GB și asta înseamnă că aveți disponibil puțin peste 2 GB. Și, de exemplu, FIFA are undeva la 1 giga jumate, dacă nu greșesc, poate chiar mai mult. Sunt jocuri care au 1,9 GB, deci vă dați seama că nu aveți nicio șansă fără card. Am intrat și în joc. Jocul se aseamănă cu RoboCop, însă parcă avem puțin mai multă libertate de mișcare în acest joc. Și o să vă arăt imediat despre ce vorbesc. În RoboCop ne mișcăm doar puțin, puțin. Aici ne mișcăm mai mult, însă nu suntem liberi să facem ce vrem noi. Și în acest joc, tot ce trebuie să facem este să omorâm animale în diferite feluri. Probabil că voi pierde această misiune. Într-adevăr. Haideți să selectez altă misiune. Trecem pe cealaltă armă. Și trebuie să-i omorâm 3 căprioare. Le-am omorât. Și cam asta este ideea jocului. Omorâți lupi, cerbi, căprioare, rațe și tot ce mișcă. Jocul devine plictisitor după un timp, însă merge de câteva ori să vă jucați, câteva reprize. Are o grafică destul de bună, cu niște efecte destul de frumoase. Mai ales acesta. Un slow motion pe glonț. Ok, cam asta a fost cu acest joc. După cum ați observat, jocul rulează fără nicio problemă. Nu are nici pic de lag. Va urma FIFA 2014. Am intrat și în FIFA 14. Vom vedea cum rulează acest joc. Voi juca un match. Ok. Jocul vine cu grafică bună, este cea mai bună grafică la acest capitol, la jocurile de acest gen. Partita sulla carta amichevole, ma che entrambe le squadre senza dubbio vogliono vincere. Verissimo, sentono molto la partita. Si muovono bene, si fanno sotto. Am dat deja un gol. Grande penetrazione centrale, spacca in due la difesa, grande gol. Un bellissimo gol. Non so quanti metri abbia percorso prima di scaraventare il pallone nella porta avversaria. E scongiura una potenziale occasione da gol per gli avversari.
După cum observați, jocul rulează excelent, fără pic de lag și se vede super bine. E ok acest joc, păcat că nu este versiunea full. Mă refer că nu este gratuită. Ben giocata. Palla recuperata nelle retrovie. Yassin Brahimi. Alleggerisce la pressione. Dar s-a terminat prima repriză. Nu vom mai continua și cu a doua. Ați văzut, jocul rulează foarte bine, nu are lag. Voi testa și Dead Trigger 2, pentru că vreau să vă arăt ceva în joc. Este o chestie interesantă pe care am observat-o. Veți vedea ce diferență face doar o setare. Jocul este bun, are o grafică bună și avem totuși o libertate de mișcare în acest joc. O să vă arăt imediat. Hai să vedem dacă... Ok. Aș vrea să fiți acum atenți la ce vă voi arăta. Priviți această imagine și priviți-o acum. Cred că diferența este evidentă și nici măcar ne-am dat restart la telefon, la joc, scuzați-mă. Probabil că schimbările sunt și mai mari. Încă o dată. Asta am ținut mult să vă arăt. Ce face doar o setare. Este important totuși să aveți un telefon cu un hardware bun. Pentru că ați văzut ce se întâmplă. Și acest joc rulează
foarte, foarte bine. Nu are lag. Nu am înțeles de ce RoboCup are lag, pentru că toate jocurile pe care le-am testat după aia nu au avut lag. În fine, o fi o problemă de compatibilitate până la urmă. Am făcut și această misiune. Cam asta a fost. Asta am vrut să vă arăt neapărat. Vă mulțumesc pentru că ați vizionat aceste gameplay-uri și vă aștept să dați un subscribe, să nu uitați să vizitați site-ul www.getgeton.ro și pagina noastră de Facebook. Eu vă mulțumesc mult și vă aștept în continuare pe canalul GetGeton. La revedere!